Am intrat în postul Crăciunului. E bun postul? Nu e bun postul? E sănătos? Sunt multe paliere. Din punct de vedere al palierului, știu eu, senzitiv, al palierului echilibrului mental, postul e bun. Fie este un moment de meditație în care te gândești la cele sfinte, dar și la cele lumești, la modalitatea prin care tu le-ai parcurs, la reacțiile tale. Deci te pot face un pic mai introspectiv. Din punct de vedere medical sau digestiv, dar nu numai digestiv, acest post este un șoc, e adevărat, trebuie să te adaptezi. Nu se recomandă copiilor, nu se recomandă femeilor gravide, însă, sau bătrânilor sau bolnavilor. Însă bătrânilor într-o situație mai deosebită de sănătate, că în general bătrânii țin post. De ce nevoie de un pic de adaptare? Însă este bun din cauza faptului că reduce puțin inputul sau ingesta alimentară. Noi avem ca principală problemă și principală adaptare problema și adaptarea la excesul alimentar. Noi trăim, noi suntem o specie de succes care am depășit limitele asigurării necesității. În mare majoritate, specia umană a depășit aceste limite de a-și asigura hrana, nivelul sau necesarul caloric ca să trăiască. Și am ajuns să exceadă această ofertă calorică pe care ne-o facem și să ne fim nevoi să ne adaptăm la excesul de calorii. Ei bine, uite, postul ne ajută să mai reducem din aceste calorii. Asta cu siguranță. Ăsta este motivul pentru care, da, postul este bun și din punct de vedere medical. E bun din punct de vedere medical, fiindcă ne curățăm puțin organismul. Scădem colesterolul, nu mai avem 230, o să avem 180 la sfârșitul postului, scădem ingesta de proteină, ceea ce înseamnă mai puțin nitrozamine, mai puțin risc de afecțiuni digestive, inclusiv canceroase. Scădem ingesta energetică și de glucide și riscul de diabet, mai ales la vârste înaintate, scade. Ăsta este motivul pentru care, da, postul este bun. Însă eu vă spun că există ceva și mai bun decât postul. Există cunoașterea științifică care ne face să ne hrănim la nivelul necesarului. Și atunci nu mai trebuie să șocăm organismul consumând, distrându-ne printr-o distracție alimentară, nu? Distrându-ne să consumăm produse foarte calorice, de Crăciun, de exemplu, dar pregătind această distracție printr-un post. E un șoc. Este un șoc și postul, este un șoc și excesul după post. Dar, una peste alta, postul este bun. Și ca meditație, cum spuneam, de echilibrare nervoasă, fiindcă religia are un rol important în domesticirea vânătorului celui care a fost și și-a păstrat în continuare un pic de agresivitate. Suntem o specie care am evoluat într-un mediu concurențial, avem un grad de agresivitate care e bine să se estompează și cu ajutorul religiei, atunci când religia nu greșește, se mai întâmplă să și greșească, s-a întâmplat în decursul istoriei de multe ori ca toate religiile să și greșească, sau aproape toate. În consecință, atunci când nu există o ofertă greșită religioasă, este bună, fiindcă oamenii se domesticesc, oamenii se îmblânzesc, oamenii se devin mai buni, oamenii se ajută între ei și acest lucru este foarte important. Suntem o specie gregară, trebuie să trăim într-un număr mare de indivizi, într-o densitate mare și este bine să ne păstrăm în continuare un anumit grad de blândețe, care, uite, cu religia este ajutat. Cu postul, prin meditație, este de asemenea întărit, ajutat. Iar, repet, din punct de vedere medical, postul este bun și fiindcă ne curăță puțin organismul. Dar atenție la excesele pe care le facem după postire. Așa cum nu face o prostie că te vede Dumnezeu, dar dacă e întuneric și nu te mai vede, poate nu te-a văzut. Nu este corect. Trebuie să fim buni, să învățăm să fim buni, să învățăm să ne alimentăm corect și să fim buni tot timpul anului, indiferent de perioadele de post. Însă, repet, postul este bun.